Salutare, bine v-am regăsit pe canalul meu, Doctor de Permise. Bine v-am regăsit în jungla din traficul nostru. Și astăzi facem și un pic de, eu știu, originea cuvintelor, originea expresiilor. Toată lumea a auzit de cuvântul mișto. Da? E un cuvânt care provine de undeva, totuși. Cei mai mulți dintre noi tind să asocieze acest cuvânt cu o anumită etnie și ni se spune că are origini țigănești, ceea ce nu este adevărat. Acest cuvânt mișto a fost preluat în comunitățile de români de la cei de origine nemțească, fie de la austrieci, fie de la nemți. La sărbători sau duminica, atunci când aceștia ieșeau la plimbare, obișnuiau să se îmbrace la costum și să poarte un baston. Și acel baston a fost asociat cu o notă de eleganță și cumva cu o stare de bine din punct de vedere material, da? Un well-being, cum spune englezul. Atunci românii noștri auzeau întotdeauna expresia lor mit stock, adică cu baston. Și au asociat acel cuvânt, acea expresia lor mit stock, cu ceva frumos, cu ceva elegant, cu ceva care sugerează anumite lucruri. Și s-au hotărât să-l folosească și ei. Și așa a luat naștere cuvântul nostru mișto, pe care unii l-acceptă, alții nu. Ideea este că el există și toți îl folosim. Acum, nu e o noutate că îmi place să mă joc cu unele cuvinte și cu unele expresii și am asociat acest baston și am făcut jocul de cuvinte mit-stock, mișto cu schimbătorul vostru de viteze. Am avut parte de un cursant, cineva cu permis care și-a dorit să facă o ședință pentru a vedea cum stă și ce are de corectat. Și observam o tendință despre care eu am mai vorbit, dar nu specific, nu direct, nu la modul direct în videourile mele. Și acel baston se compară cu schimbătorul vostru de viteze, la care vă grăbiți să apelați de fiecare dată în defavoarea altor lucruri pe care ar trebui să le faceți și să le executați în momentul respectiv. Și există situația în care eu am defrânat, spre exemplu, am roșu la semafor, și mă grăbesc să introduc în nu știu ce treaptă de viteză. Dar eu oricum m-am oprit. Era irelevant, puteam să fiu în 1, 2, 3, 4, puteam să fiu și în treapta 5-a. Am apăsat ambreia și frână pentru că eu am roșu sau pentru că am indicatorul stop. Și acum mă ocup de schimbătorul de viteze. Nu le amestec. Întotdeauna am spus, prioritatea numărul 1 este direcția, volanul nostru. Prioritatea numărul 2 este felul în care comunicăm cu ceilalți participanți la trafic, să le arătăm ce avem noi de făcut prin intermediul semnalizatorului. Și în al treilea rând, cu mâinile noastre, facem schimbătorul de viteze. Atunci când avem să ne oprim undeva sau să reducem viteza pentru a trece peste o denivelare, pentru a trece într-o groapă, pentru a vira dreapta într-un loc cu vizibilitate puțină, ignorați în acel moment bastonul, ignorați schimbătorul de viteze, nu el este prioritate, nu înțeleg graba voastră de a introduce într-o treaptă de viteză. De cele mai multe ori, atunci când e vorba doar de redus viteza de deplasare, se poate și în treapta 2, nu este nevoie neapărat de treapta 1. Iar voi vă grăbiți să-i dați totuși 1 și pe lângă faptul că în acel moment ar trebui să vă ocupați de direcție și pierdeți cumva direcția, fie vă duceți către cei de lângă voi, fie vă duceți în dreapta pe bordură, da? Vă mai faceți rău și după, pentru că dând treapta 1 se întâmplă asta, mașina noastră face așa, da? Face o frână de motor foarte pronunțată în treapta 1 și atunci de acolo pot naște alte lucruri și alte greșeli în care voi să treceți la nesfârșit, da? Și se instalează panica și atunci nu mai știm ce să facem, mai ales pentru cei care dați examen, dar și pentru ceilalți începători pentru care nu s-au creat automatisme încă, da? Deci noi încă depunem efort, încă stăm să gândim ce avem de făcut cu mâinile, cu volanul, cu pedalele, cu schimbătorul și atunci
procentul de procesare, da, de puterea de calcul scade și nu putem să fim atenți la multe alte lucruri, pentru că noi ne concentrăm la mașina noastră și la ce avem de făcut în interiorul mașinii. Da, sfatul meu pentru voi este, atunci când încetiniți sau atunci când mergeți să faceți un viraj, fie stânga, fie dreapta, ocupați-vă mai întâi de poziția mașinii voastre pe șosea, ocupați-vă mai întâi de direcție, pentru că felul în care vă poziționați este esențial pentru vizibilitatea pe care o aveți sau nu o aveți în acea intersecție. Nu interesează pe nimeni în momentul în care voi credeți că interesează schimbătorul de viteze și treapta în care sunt. Deci eu pot să fiu în treapta 5 acum, da, e subturată, sunt între 5. Am apăsat ambreiajul, mașina mea merge din inerție, priviți piciorul meu drept, nu mai este pe accelerație. Merge din inerție, reduc viteza, mă concentrez pe direcție, mă poziționez acolo unde eu am nevoie să mă poziționez. Și acum mă ocup de schimbătorul de viteze. Nu s-a făcut distanță mare între mine și el, nu am pierdut foarte mult timp, nu am pierdut mare brânză, dar lucrurile le-am făcut corect, în ordinea care trebuie, și atunci totul a decurs firesc, normal și relaxat. Deci nu vă mai grăbiți să apucați acest schimbător de viteze. Că vreți să faceți frână de motor, cea pe care eu o încurajez, nu doar iarna, ci și vara, pentru un consum eficient, da, dar de frână, ca să faceți frână de motor aveți voie de două lucruri. Unu, să dozați accelerația corect și să renunțați la ea din timp. Da, în primul rând renunțăm la accelerație în treapta în care suntem, scaturațiile în treapta în care suntem și apoi facem, retrogradăm și dăm o treaptă mai mică, după care urmează să ridicăm din nou piciorul de pe ambreiaj pentru a face mai departe frâna de motor. Da? Deci în primul rând trebuie să dozăm corect accelerația și în al doilea rând trebuie să ne preocupe să facem această frână de motor din timp. Cei mai mulți dintre voi începători nu faceți asta din timp, așteptați până în ultimul moment și atunci vă amintiți, vai, ar fi trebuit să fac frână de motor și repede mâna mea pe schimbător. Nu mai, este târziu deja și este ineficient. Da? Direcție, semnalizator și schimbător de viteze. Asta este ordinea corectă. Sper că v-am ajutat. Drumuri bune!